reprezintă această formațiune politică. În două cuvinte vreau să vă zic că părțile rămân pe poziții speciale, care sunt, de fapt, diametral opuse. Domnul Dodon mi-a confirmat poziția principală a Partidului Socialiștilor pentru opțiunea alegerilor parlamentare anticipate. În viziunea colegilor este unica cale posibilă. Bine, deciziile aparține, este o decizie suverană. Eu am exprimat în continuare poziția Partidului Democrat că este un ultim test pentru clasa politică și pentru partidele parlamentare de a da dovadă de maturitate, de inteligență, de capacitate politică, de potență politică și trebuie să aplicăm această ultimă încercare de a stabiliza situația, de a forma o majoritate parlamentară, indiferent conform cărui model, și de a investi un guvern care să facă treabă în Republica Moldova. Dacă partidele parlamentare, care au în totalitate 76 de mandate în Parlament, vor demonstra capacitatea lor politică și responsabilitatea de a rezolva această problemă gravă din țară, foarte bine, așa se va întâmpla. Noi credem pentru asta. În caz contrar, dacă toate partidele nu vor da dovadă de această capacitate, asta înseamnă că va trebui să mergem la judecata alegătorilor în cadrul alegerilor anticipate. PLDM, ați mai încercat să discutați? Deci vreau să...